Bună seara tuturor! Începe un nou sezon România te iubesc! Astăzi discutăm despre viitorul litoralului românesc. Mamaia și Năvodari s-au umplut până la refuz de betoane, peste spații verzi și sufocând cu dimensiunea construcțiilor ideea de stațiune turistică. Acum presiunea imobiliară se mută spre plajele sălbatice din delta Dunării și spre stațiunile din sud. În Neptun s-a aprobat recent construcția de blocuri de 17 etaje. Mergem mai întâi în grindul Chituc, unde sute de hectare din plajele sălbatice din delta au fost retrocedate și lotizate. Unele au ajuns la apropiația dictatorului sirian Bashar al-Assad. Litoralul românesc are o lungime de 245 de kilometri, pornește de la Sulina Nord și ajunge până la Vama Veche în sud. De zeci de ani, parcelele din apropierea țărmului, unde milioane de români își fac concediile, au devenit o uriașă miză imobiliară. Retrocedările, tranzacțiile cu terenuri și dezvoltările imobiliare haotice, unele dintre ele făcute la limita sau cu încălcarea legii, au compromis stațiuni precum Mamaia sau Năvodari. Iar acum presiunea imobiliară s-a mutat fie în sud, spre stațiuni precum Neptun, Olimp, Jupiter sau Saturn, fie în nord, în rezervația deltei Dunării. De zeci de ani, pe grindul Chituc se duce o luptă aprigă între om și natură. Zona este de o frumusețe uluitoare. Este unică în Europa, o bucată de pământ cu natură sălbatică între lacul Sinoe și Marea Neagră. Grindul Chituc are o suprafață de aproximativ 6.000 de hectare, de aproape 7 ori mai mare decât suprafața acumulată a stațiunilor Mamaia și Năvodari. În timpul regimului comunist, autoritățile puseseră ochii pe nisip și începuseră să-l exploateze, deoarece conține metale rare. Grindul a fost însă salvat imediat după Revoluție, când a intrat în delta Dunării și sub protecția UNESCO. Câțiva ani mai târziu a început o luptă teribilă pe terenuri, iar unii dintre cei mai influenți oameni din zonă, dar și din restul României, au pus mâna pe cele mai bune terenuri cu ieșire la mare. Puțin știu că aproape toate terenurile din dreptul plajelor Corbu și Vadu, ultimele zone sălbatice de pe litoral unde se poate ajunge cu mașina, sunt deja în proprietate privată. Sunt parcelate și lotizate până la suprafețe de 500 de metri pătrați. Terenurile sunt însă în rezervația biosferei deltei Dunării și din acest motiv zona a fost protejată până acum de betoane. În 2020, un dezvoltator a încercat marea cu degetul și a început să toarne betoane pe plaja Corbu. Șantierele au fost oprite în urma mai multor investigații de presă, inclusiv la România Te Iubesc, iar acum se duce o luptă în instanță între autorități și dezvoltator pentru demolarea clădirilor și anularea certificatelor și autorizațiilor de construire. Primarul din Corbu recunoaște că dezvoltatorii interesați de grind așteaptă acum cu sufletul la gură deznodământul acestor procese. Clar, da, investitorii imobiliari... Clar, stau să nu investește nimeni până nu vede ce se întâmplă cu Logisul. Cu cele care au făcut construcțiile ridicate pe plaja de la Corbu. Exact. Care la momentul acela aveau toate avizele. Interesant este că din 2020, când au început lucrările pe plaja de la Corbu, pe internet au început să apară din ce în ce mai multe anunțuri cu terenuri de vânzare pe grindul Chituc. Se fac tranzacții la sume uriașe. Am sunat la un agent imobiliar pentru un teren scos la vânzare pentru 1,7 milioane de euro. Aveți un teren pe imobiliare la Vadu de vânzare? Nu mai este. A vândut acela. Toți agenții imobiliari pe care i-am sunat spun că în prezent nu se poate construi, însă mai toți se așteaptă ca pe viitor să se dea undă verde. În momentul de față, pot să vă dau până la 60, care primul rând la... Da, dar există, nu știu, vreo perspectivă pentru ele sau ceva? Peste tot. Cea mai apropiată paralelă pe care putem să o facem e cea cu Mamaia Nord. Acum 15-16 ani de zile în urmă, mă rugam de clienți. Cumpărați-mă la Mamaia Nord. Potrivit legii deltei Dunării, terenurile din rezervație, cu mici excepții, ar trebui să fie în proprietatea publică a statului român. Pe grind însă, în urma unui val de retrocedări dubioase din anii 2000, peste 1000 de hectare cu ieșire la mare, situate de-a lungul plajei sălbatice Vadu, au ajuns în proprietatea unor privați. Primarii din Corbu și Săcele, două comune vecine pe teritoriul cărora se află grindul Chituc, au cerut în anii 2000 terenuri pe grind de la Agenția Domeniilor Statului, pe care apoi le-au pus în posesie. Vasile Lumânare este primar la Corbu din 2020. Retrocedările au fost făcute pe mandatele dinaintea sa. Din punctul meu de vedere, cred că totul a fost, nu știu, prevăzut, să zic așa. În ce sens? Au gândit în viitor că probabil mai devreme sau mai târziu
zona se va deschide și va fi de interes. Ți-a fost cu dedicație, cumva? Nu știu dacă chiar cu dedicație, dar au prevăzută ca o afacere, să zic, imobiliară. Mecanismul a fost următorul. Apăreau moștenitori ale căror familii aveau terenuri confiscate de comuniști în altă parte, departe de plaje, chiar și în alte localități. Samsarile cumpărau drepturile litigioase, iar cele două primării le dădeau în compensare parcele la malul mării, pe care apoi samsarii le revindeau altor oameni de afaceri. Ion Oprea este primar, însă cele din 2004 și-a făcut o parte din retrocedări. Retrocedări, ce dracu. Și oamenii aia care au primit teren la prima linia mării, aveau ei teren acolo în prima linia mării? Nu spune undeva să retrocedezi pe vechiul amplasament. Dar ei unde aveau terenuri? Mai contează? Adică erau în zone atât de bine poziționate? Dom'le, dar asta e altă discuție. Cineva trebuia să fie și acolo, nu? Mai contează cine e? Dacă e ilegal, să demonstreze cine vrea și... Retrocedările din Corbu și Săcele au făcut obiectul mai multor controle ale procurorilor și inspectorilor Curții de Conturi de-a lungul anilor. S-au luat drepturi litigioase, doar nu e o noutate, ce văd eu... Dar nu e ilegal în România. Pe drepturile litigioase, da, bine, la limită. La limită, da, bă, ne-a chemat, domnule, pe ce? Spuneți că nu sunt și aia e. Suportăm consecințele. Dar eu am pus puțin, eu am pus vreo 300 hectare, restul s-a pus... Înainte. Da, în 2000, nu știu când a început. Printre proprietarii actuali cu zeci de hectare este și familia dezvoltatorului Lucian Orban. O firmă în care el era acționar a inițiat puzzle-ul în baza căruia s-au ridicat construcțiile de pe plaja Corbu. În aceeași zonă îl găsim cu multe hectare și pe Hristu Uzun, șeful Apelor Române Dobrogea Litoral, cel care a semnat unul dintre avizele care au permis construcțiile de la Corbu. De ani de zile primarul se chinuie să bage terenurile în intravilan printr-un plan urbanistic general. A comandat un studiu de impact asupra mediului de la aceeași firmă care a spus că la Corbu zonele protejate nu vor fi grav afectate de betoane. Păi vreți să-mi spuneți mie că acolo e biodiversitate? Da. Nu este. Dai, domne, ce dracu. Acolo au fost și pe timpul comunismului erau șantiere acolo. Păi până unde vrea să ajungă cu biodiversitatea asta? Și cu... Până la Constanța, nu? Goana după terenuri a fost atât de mare încât la Corbu, pe mandatul fostului primar Marian Gălbinașu, s-au retrocedat în grindul Chituc, inclusiv terenuri care aparțineau de drept bazei militare de la Capomidia. Acolo se antrenează soldați NATO și se află sisteme strategice de apărare antiaeriană. Ministerul Apărării s-a trezit în 2008 că jumătate din bază nu mai este a lor și de atunci se luptă în instanță și în zilele de astăzi să recupereze parcelă cu parcelă. În total sunt aproximativ 620 de hectare din proprietatea publică a statului care sunt în administrarea Ministerului Apărării Naționale. Cam 320 de hectare erau afectate de diferite litigii imobiliare, ca urmare a faptului că autoritățile locale emiseseră diferite hotărâri de Consiliu Local și titluri de proprietate în favoarea unor terți. Potrivit unei investigații Rise Project, peste 100 din cele 320 de hectare retrocedate pe teritoriul bazei MAPN, strategică pentru apărarea țării, au ajuns în posesia unor firme deținute de apropiați ai dictatorului sirian Bashar al-Assad. Este un demers complex. S-a reușit până acum cam pentru 190 de hectare să se obțină decizii favorabile definitive în instanță. Retrocedările ilegale făcute în anii 2000 de primăria Corbu în baza militară se întorc acum ca un bumerang împotriva aceleiași primării. Cei care își pierd terenurile din bază îi dau acum în judecată ca să primească despăgubiri, care în cele din urmă vor fi plătite din taxele și impozitele tuturor. Cine va achita suma aia de bani către ei? Suma respectivă noi o înaintăm către prefectură pentru a și vor fi în... Deci din bugetul de stat, nu din bugetul din local. Din bugetul de stat, nu din bugetul local al primăriei Corbu. Anul trecut a început o luptă pe alte mii de hectare din grind. De această dată, pe controlul lor se bat două ministere și două primării. Se modifică pe ascuns hărți și acte la cadastru. Vă explică miza după pauză. Recent, lupta pentru controlul grindului Chituc a trecut la faza pe ministere. Agenția Domeniilor Statului, care ține de Ministerul Agriculturii, s-a trecut la cadastru, administrator pe mii de hectare din grind, aflate de ani de zile sub controlul celor de la mediu. Pe terenuri a fost anunțat un uriaș proiect eolian. Administrația Deltei și Ministrul Mediului
au aflat de la noi de modificările în actele terenurilor. S-au mirat, s-au indignat și n-au făcut nimic. În zilele noastre, lupta este în special cu miză imobiliară. Grindul Chituca a rămas ultima plajă sălbatică de pe litoralul românesc, unde se poate ajunge cu ușurință cu mașina. În acest moment, pentru Grind și controlul său, se bat două ministere, două primării, oamenii influenți care au terenuri și toată lupta este pentru ce se poate face pe terenul de pe Grind. Acum, când nu se poate construi din punct de vedere legal, terenurile se vând cu 10-15 euro pe metru pătrat. Grindul are 6.000 de hectare. La prețurile astea ar însemna că valorează oriunde între jumătate de miliard și chiar peste 1 miliard de euro. Până recent, în afara bucăților care au făcut obiectul retrocedărilor din anii 2000, restul grindului era protejat deoarece se afla în domeniul public al statului român și în administrarea rezervației Deltei, adică ținea de Ministerul Mediului. În vara lui 2023, în presa a apărut însă informația că ADS, Agenția Domeniilor Statului, care ține de Ministerul Agriculturii, vrea să ridice pe 2300 de hectare din grind, împreună cu Ministerul Energiei și Hidroelectrica, un uriaș parc eolian. Au invocat planul Repower EU pentru energie verde și PNRR pentru a justifica urgența. Informația apare și într-un raport al ADS, însă harta este atât de neclară încât terenul nu poate fi identificat. Suntem în Delta, în zona Săcele, foarte aproape de malul Mării. Încercăm să identificăm terenul pe care Agenția Domeniilor Statului vrea să pună eoliene. Cei de la ADS spun că niciunul din cele 2300 de hectare identificate nu s-ar intersecta cu zone protejate. Noi le-am cerut coordonate exacte și o hartă astfel încât să identificăm terenul cu precizie. Ei ne-au trimis niște linii albe pe un fundal negru din care nu se înțelege aproape nimic. Am trimis totuși mai departe documentul unor arhitecți și cadastriști care au reușit până la urmă să suprapună această schiță pe o hartă. Și reiese că terenul pe care ADS-ul vrea să pună eoliene se află în interiorul rezervației Deltei Dunării, într-o zonă protejată, pe grindul Chituc. Proiectul s-ar suprapune pe mai multe zone și arii strict protejate și ar fi un dezastru pentru păsările din Delta Dunării. În plus, autorităților de mediu le va fi greu să mai refuze avizarea unor clădiri cât timp statul dă undă verde unor eoliene la fel de dăunătoare biodiversității. Uite, și asta e inelată. Am lucrat bine azi că 6-3-1 este de azi. Este o Silvie cu cap negru, care evident nu are capul negru pentru că este o femelă. Cercetătorul Attila Morton coordonează un grup de voluntari care de ani de zile monitorizează și inelează păsările de pe grindul Chituc. Povestește că grindul este ca o autostradă între lacuri și mare pe unde păsările intră în deltă. Este pierderea habitatului, pentru că aceste zone unde eolienele sunt construite nu mai sunt folosite de păsări. Deci, practic, există vuietul acela, niște chestii mișcătoare la înălțime mare, care o să determine păsările să nu dorească să vâneze, să migreze în aceleași locații. Grindul este un refugiu pentru pelicani, stârci sau vulturi, dar și pentru păsările de talie mică, iar eolienele le-ar da întreg ecosistemul peste cap. Pelicani, stârci, berze, vulturi ajung să fie lovite de palele de la eoliene, li se rupe o aripă, li se rupe eventual spatele și raspinării și asta practic înseamnă moartea. În cazul păsărilor de talie mică, cum este o diferență de presiune în cercul în care se învârte eoliana, asta face practic ca păsările care zboară și inclusiv liliacii care zboară în jurul eolienelor să li se implodeze plămânii și mor practic pe loc. Cu mine nu s-a discutat niciodată despre un parc eolian în grindul Chituc. Avem unde să punem parcuri eoliene, slavă Domnului, în România și cred că grindul Chituc e ultimul loc în care ar trebui să instalăm astfel de capacități. Am încercat să aflăm de la Agenția Domeniilor Statului de ce li s-a părut o idee bună să propună amplasarea unui parc eolian fix în Delta Dunării. I-am solicitat în repetate rânduri, atât în scris cât și prin biroul de presă, un interviu noului șef al ADS, Florin Nicolae, ne-a refuzat. Surse din cadrul instituției spun că dosarul Grindul Chituc e un subiect prea complicat și prea sensibil.
După mai multe insistențe, ADS a revenit cu un răspuns în care a precizat că proiectul Chituc nu se mai află pe lista celor avizate de CSAT, lăsând să se înțeleagă că eolienele nu mai sunt pe masă. Invocând însă proiectul eolian, ADS s-a dus la cadastru în 2022 și s-a trecut administrator pe terenurile rezervației în baza unor legi și documente din anii 2000. Aceeași bază legală prin care primăriile Corbu și Săcele au primit teren de la ADS ca să-l retrocedeze. Acum, în cărțile funciare, apare o anomalie. Drept de administrare asupra grindului au atât ARBDD, care se ocupă cu protecția mediului, cât și ADS, care are treabă cu agricultura. Am mers la guvernatorul Deltei să-l întrebăm de situație. Acesta a fost între timp înlocuit, însă era în funcție la data interviului. În primul rând, știați de această situație? Trebuie să recunosc că sunt puțin mirat de ceea ce spuneți. Și știați că s-au trecut în cărțile funciare? Grindul Chituc. Nu știam. Cu alte cuvinte, tot grindul Chituc? Da. Este imposibil. Și totuși s-a întâmplat. Și mai interesant este că în timp ce rezervația consideră că terenurile sunt domeniu public al statului, ADS consideră că ele sunt în domeniul privat al statului. Un aspect tehnic care face o diferență uriașă. Ne explică lectorul universitar Toader Popescu de la Facultatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu. Proprietatea publică este protejată într-un fel. Statul nu poate face, pentru că este a noastră a tuturor și pentru că este de utilitate publică, statul nu poate face orice cu ea și oricum. De exemplu, nu poate înstrăina. Statul și nu numai statul, ci și primăriile și județele pot avea bunuri și în domeniul privat. Adică, la fel ca mine și ca tine. Inclusiv putând să le înstrăinăm. Și neavând niciun fel de obligație de a respecta vreun interes public, pentru că interesul public la acele bunuri nu există. Cu alte cuvinte, dacă trec din domeniul public al statului în domeniul privat, în teorie terenurile pot fi inclusiv vândute sau retrocedate. Ministrul Mediului află de la noi de situație. Pe cărțile funciare, în momentul ăsta, și ADS-ul se consideră proprietar și administrator. Acum, în primul rând, știați de această situație? Știam în măsura în care am fost informat cu foarte puțin timp înainte. Cred că numai printr-o eroare se poate întâmpla un astfel de lucru. Odată informat de această situație, să mă lupt și să clarific acest aspect. Interviul cu ministru a fost realizat în septembrie. Între timp, situația în cărțile funciare este neschimbată. Am cerut un nou punct de vedere de la minister, nu l-am primit. Intrarea ADS în schemă îi ajută involuntar pe primarii din Corbu și Săcele, care vor să dea drumul la construcții. La Săcele, primarul așteaptă de ani de zile avizarea unui plan urbanistic general care ar introduce în intravilan cele 700 de hectare de la mare. A stabilit deja pe unde trec străzile sau unde pot fi construite clădiri de un etaj, doar că administrația Deltei nu îi dă ok-ul. Printre altele, ARBDD consideră că o mare parte dintre terenurile retrocedate se află în interiorul unei zone de protecție, care în trecut a fost trasată greșit pe hărți. Deci pe toată zona asta, teoretic, ar fi interzis să-i construiești. Zona tampon, da. În zona tampon se poate construi? Nu se poate construi. Ok. Dar pe vechea interpretare se putea. Păi era zona economică. De ce atât de mare bătaie pe această zonă care ia oficial e neproductivă, neinteresantă? De ce e bătaia asta așa de mare pe zona asta? Acum 10-15 ani și Mamaia Nord era neproductivă. Și uitați-vă unde s-a ajuns. Deci miza ar fi imobiliară? Cred că imobiliară, fiind ultima zonă neconstruită sau ultima zonă virgină a litoralului Mării Negre. Primăriile susțin că zona tampon pică mai la dreapta, fix unde se termină zona retrocedărilor, iar acum au de partea lor și o instituție centrală, ADS-ul, și ei susțin același lucru, că terenurile propuse pentru eoliene nu sunt în zone protejate. Primarul din Săcele plusează acum și vrea să scoată de tot grindul din rezervație. Punctul de vedere al UAT Săcele este că tot grindul și zona de mai în Corbu, golfurile alea, inclusiv Corbu, să fie scoase din rezervație. Fără discuții. Dar nu-i păcat totuși într-o zonă unică a României să o scoatem din rezervația biosferei? De ce e păcat? Pentru că avem o chestiune unică din punct de vedere al naturii în țara asta și ar trebui să fie protejată. Păi de ce să o protejăm dacă e folositoare oamenilor?
Primarul din Săcele invocă o problemă reală. Vara, plajele se aglomerează. Turiștii nu au de unde să-și ia de mâncare sau unde să meargă la toaletă. Unii lasă gunoaie în urmă, alții își golesc toaletele ecologice din rulote pe grind. Se fac apoi studii de mediu care spun că turismul necontrolat afectează zona sălbatică. Studiile, în loc să gireze niște facilități minimale precum camping-uri, coșuri de gunoi sau toalete ecologice, poate parcări, sunt folosite de primari ca să gireze ridicarea de vile și pensiuni pe miile de parcele. Domnule, dar adecvate, cum am văzut eu peste tot în lume. Domnule, știți, pe la, în Africa, domnule, acolo sunt pensiuni de 7 stele. Stau, se duc oamenii la relaxare, nu știu, și stă elefantul, stă leul, se plimbă pe acolo la 500 de metri. Primarul spune că n-ar fi o problemă, deoarece instituțiile de mediu au oricum suficiente pârghii încât să nu avizeze clădiri care afectează frumusețea zonelor naturale. Nu scapă. Mediul e tătic. Peste tot. Păi da, dar realitatea de pe teren a arătat că și în Năvodar și în Mamaia și peste tot, deși mediul e tătic, în realitate mediul... s-a întâmplat un dezastru. Dom'le, în baza legilor, nu după ureche, nu? În cazul construcțiilor de la Corbu, mediul a fost atât de tătic, încât în martie 2022, înainte să difuzăm o anchetă despre ele la România Te Iubesc, a transmis în scris unui parlamentar că a fost în control la Corbu și nu a găsit nereguli cu avizarea construcțiilor. Câteva luni mai târziu, după difuzarea anchetei noastre, corpul de control al premierului a fost și el în control și a constatat nereguli în avizele de mediu, de administrarea apelor, în acordurile de mediu și în avizele de la Apele Române, o listă întreagă. Noi mergem mai departe în delta, pe plaja de la Perișor, o zonă atât de sălbatică și de greu accesibilă încât nu se poate ajunge acolo decât cu barca sau cu elicopterul. Plaja Perișor e departe de tot de civilizație. Chiar și aici tot acest teren a fost lotizat în zeci de loturi. Cumva terenul din inima deltei a intrat în proprietate privată. La sfârșitul anilor 2010, primăria din Murghiol s-a intabulat drept proprietar pe kilometri întregi de teren de-a lungul plajei Perișor. Primarul Filip Ivanov susține că acolo este izlazul lor comunal, deși zona este la 20 de kilometri de localitate unde trăiesc oameni. Fix pe plajă, așa departe de centrul localității, a fost prins în cadastru izlazul comunal, adică de obicei el trebuie să fie aproape de locul unde trăiesc oamenii. Nu neapărat, Sfântul Gheorghe are aceeași treabă. Păi Sfântul Gheorghe e aproape de plajă. Murghiolul e la zeci de kilometri. Sfântul Gheorghe are izlaz care se învecinează cu noi, la Perișor. Într-un colț, terenurile au fost împărțite în parcele de câte 1000 de metri pătrați fiecare. Primarul susține că sunt destinate pescarilor ca să-și ridice adăposturi temporare. În perioada de primăvară, când e scrumbia, ei merg la pescuit în zona Perișor. Doar că primăria a început să și vândă din loturi, iar deocamdată singurul cumpărător este un om de afaceri. Licitația era publică, s-a afișat peste tot care a venit. Că terenurile n-au ajuns la pescarii care vroiau să-și facă amenajamente provizorii, au ajuns la un om de afaceri din Teleorman. Da, eu îi spun cine să vină sau cine să nu vină. Deci nu poți să scoți un lot de teren la vânzare și să spui că-i pentru. Deși se află între două zone strict protejate, pentru că este considerată izlaz, bucata de pământ intabulată de primăria Murghiol este trecută în zona economică a deltei, unde construcțiile teoretic sunt permise cu mari restricții. Cam cu ce prețuri s-au vândut? Adică ce fonduri a încasat primăria de pe urma acestor licitații care spuneți că au fost organizate? Dacă nu greșesc, cel mai mult a avut 50 de euro metru pătrat. Dar ei ce au de gând să facă cu toate parcelele astea? Că sunt 10-15 parcele. Câte sunt aici? Nu știu să vă zic. Păi, de exemplu, pe astea 4 le-au vândut deja. Sunt în proprietate privată. Și ce își imaginează cumpărătorul că poate să facă pe acele locuri? Dacă este doar să-și pună cearșaful și o umbreluță acolo, da, de acord. Mergem și în sudul litoralului. În Neptun și Olimp, autoritățile au început să autorizeze blocuri de 17 etaje. Se betonează faleze și se taie păduri pentru a face loc construcțiilor. Mergem și în sudul litoralului. Primăria Mangalia a dat undă verde blocurilor turn în stațiuni. Cerul
e limita, spune viceprimarul. S-au avizat blocuri de 17 etaje printre stejari seculari. Iar pentru a face loc altor construcții, au început defrișări în singura pădure de la malul mării. Trecerea terenurilor din proprietatea publică în proprietatea privată a statului și apoi vânzarea lor a fost un mod de operare pe întreg litoralul, la fel și retrocedările cu drepturi litigioase. Astfel de practici au fost geneza haosului urbanistic pe care îl vedem astăzi în Mamaia și Năvodari. Într-o anchetă din 2019 am arătat cum întreaga primă linie de blocuri de la plajă era ridicată pe proprietatea publică a statului român, deoarece se afla în interiorul unui coridor de protecție de 50 sau 150 de metri de la linia cea mai înaintată a valului. Atunci primarii spuneau că nimeni nu știe cum să traseze această linie, deși noi descoperisem că statul avea un astfel de studiu, dar îl ținea la sertar, deoarece scotea din joc multe dintre clădiri. Între timp, plajele s-au lărgit, iar blocurile au ieșit din problematicul coridor de protecție. Administrația locală a avut de ales, și nu odată, ci de mai multe ori de-a lungul timpului ar fi putut să schimbe acest traseu, ar fi avut opțiunea de a spune stop. Ar fi avut opțiunea de a nu demara deloc sau de a nu permite deloc de la bun început genul ăsta de investiții sau, la un moment dat, dându-și seama eventual de niște erori, ar fi avut, ale ei, ar fi avut ocazia să le oprească. Dom'le, dar ce nu vă place? N-a făcut-o niciodată. Ce nu-mi place mie? Mie nu-mi place faptul că genul ăsta de dezvoltări compromit în mod iremediabil, cel puțin pentru câteva generații de acum încolo, o resursă extrem de limitată și, și absolut neregenerabilă pe care o avem. Tot în 2019 arătam că dezvoltatorii nu țin cont de obligația de a amenaja o suprafață echivalentă cu 30% din teren ca spațiu verde. El are în proiect inclusiv spațiu verde măsurat pe pereți, că l-am citit. Cum o să măsurați după aia spațiu verde de pe pereți? La recepție. Între timp, clădirile s-au finalizat, iar spațiul verde nu este nici pe acoperiș, nici pe fațade și nici în dalele înierbate din parcări, așa cum promiteau unii dezvoltatori. S-au făcut și recepțiile. În 2023, Inspectoratul de Stat în Construcții a deschis în sfârșit ochii și a demarat controle în Năvodari. Surpriză, a descoperit multe nereguli. Silviu Coșa este prefectul județului Constanța. A primit de la Inspectoratul de Stat în Construcții 114 procese verbale de control în care se constată anumite aspecte de nelegalitate privind eliberarea respectivelor documente de către Primăria Năvodari. Acum prefectura deschide zeci de procese în instanță să anuleze autorizațiile blocurilor, multe dintre ele locuite sau închiriate de cumpărători de bună credință. În mod sigur sunt și blocuri cu, sau ansambluri rezidențiale cu mai multe apartamente. În cazul în care instanța hotărăște definitiv că autorizațiile de construire sunt anulate, vor fi transmise spre valorificare unităților administrativ-teritoriale. Care, pe înțelesul tuturor, însemnând ce? Inclusiv pot notifica proprietarul imobilului respectiv pentru a procede el însuși la demolare sau pot intenta o acțiune astfel încât în baza unei alte hotărâri a instanței imobilul respectiv se hotărească va fi demolat. La Constanța situația este la fel de încălcită. În 2019, Radu Mazăre, Nicușor Constantinescu, Cristi Borcea, Dragoș Săvulescu și mulți alți intermediari au fost condamnați definitiv pentru înstrăinarea terenurilor din oraș și din Mamaia. Instanțele au decis ca zeci de terenuri să se întoarcă înapoi la primărie. Aceasta a avut însă nevoie de 4 ani ca să le recupereze printr-un alt proces câștigat de-abia în primă instanță. Sunt aproape 200.000 de metri pătrați. E vorba inclusiv de porțiuni din emblematica faleza orașului. Deocamdată primarul nu poate spune ce va face cu ele mai departe, mai ales că pe unele s-a construit deja. Nu aș avansa o soluție pentru că nu pot în momentul de față, atâta timp cât nu știm nici motivarea instanței de fond. Cu atât mai mult, nu s-a terminat procesul, pentru că cu siguranță ei vor face recurs. Mergem mai departe în Mangalia, municipiul de care țin Olimp, Neptun, Saturn sau Jupiter. Suntem în stațiunea Neptun, pe malul lacului. În dreapta mea, pe vremuri, era ceea ce se numea odată rezervația naturală Stejarii Brumării. O oază de verdeață pe unde turiștii se puteau plimba și adăposti de arșița soarelui la umbra arborilor seculari. Cât de curând, aici, printre arborii seculari, pe verdeață, vor răsări blocuri de 17 etaje.
Pe vremuri, pe aici era o zonă de promenadă. După Revoluție, în urma marilor privatizări, terenurile au fost vândute și lotizate, iar acum o mare parte sunt în proprietate privată. În 2019, primăria a aprobat un plan urbanistic general în care a decis că cel mai permisiv regim de înălțime să fie fix în această zonă verde din centrul stațiunii, pe plus 9 sau peste, au scris în PUG. Pe plus 9 și peste înseamnă și pe plus 17, înseamnă și pe plus 50 dacă terenul îi permite. Dragoș Angelescu este viceprimarul Mangaliei. Îi dai voie să construiască acolo unde poate să construiască, până la cer. Eu am mai spus-o și o repet. Sky is the limit. La sfârșitul anului trecut, pe acest teren, un dezvoltator a primit autorizație de construire pentru o clădire cu 17 etaje. La 50 de metri distanță, pe celălalt teren împrejmuit, dezvoltatorul a aplicat pentru 11 etaje. Spuneți-mi, care ar fi diferența între, între o construcție de 4 etaje și una de 15 etaje cu aceeași amprentă la sol? Diferența e foarte mare. Pe ce? Pe 11 criteriu. Etaje. Pe ce criteriu? Pe înălțime. Ce spațiu verde am luat de la etajul 4 până la etajul 15 în comparație cu etajul 1, etajul 4? Pe umbrire, pe estetica spațiului, pe felul în care aici depășește înălțimea clădirii, înălțimea copacilor de care ar trebui să se bucure cei care trec pe faleză. Aici discutăm de niște proiectanți care au lucrat. Terenurile din jur beneficiază și ele de același regim în PUG. Cât privește rezervația naturală Stejarii Brumării, fiecare arbore în parte este protejat. În schimb, zona verde denumită generic rezervația Stejarii Brumării nu și se poate construi printre stejari. Deci dumneavoastră spuneți că teoretic nu există o diferență între P plus 1 și P plus 17. Din punct de vedere al spațiului verde ocupat la sol, nu. Că n-are cum. Viziunea arhitectului care le-a pus pe hârtie, al numărului de mașini, al numărului... Gândit. Este totul gândit. Așa a fost gândit, așa a fost stabilit. Dom'le, la intrare în stațiune, în centrul stațiunii și la ieșire din stațiune, să dăm accent de înălțime, ca să deci fie... Și la intrare și la ieșire și în centru... Adică da, peste tot. Nu peste tot, nu e chiar așa. Este și nu este. În 2021, la 2 ani de la aprobarea PUG-ului, consilierii locali au votat să aplice același regim de înălțime din zona centrală în toate stațiunile pentru toate terenurile mai mari de 2000 de metri pătrați. Iar excepția a devenit regulă. Este o omogenizare a întregului teritoriu al acestor stațiuni la nivelul cel mai înalt de densitate. O năvodizare. Probabil că aceste efecte pe termen mediu, alea vor fi. Suntem în nordul stațiunii Olimp, pe o fâșie de teren unică pentru litoralul românesc datorită frumuseții sale. Este singurul loc unde natura duce spre celebrul litoral grecesc, deoarece aici, pe această faleză, au fost plantați stejari și pini până în buza mării. Toate terenurile din această zonă sunt lotizate. Se știe deja pe unde o să treacă străzile și au început defrișerile. A fost o zonă împădurită, o lizieră. O lizieră foarte frumoasă, de pin, unică pe litoral. Și a luat statut de pădure niciodată. Dacă în PUG-ul din 2019 liziera avea regim de înălțime de 1 sau 2 etaje, în urma modificărilor din 2021, dezvoltatorii au început să primească certificate de urbanism pentru clădiri de 10 sau 11 etaje, iar cei de la mediu le spun că proiectele nici măcar nu necesită evaluare sau aviz de mediu. A apărut curs construcții, noi așa le-am găsit ca și documente, în urma unor lotizări și parcelări de până anii 2000. Ne întoarcem în trecut. În 1998, primăria Mangalia a cerut guvernului să-i transfere pădurea Comorova, singura pădure de pe litoralul românesc. Aceasta înconjoară Venus, Neptun și Olimp pe o suprafață de peste 500 de hectare. Da, așa este. Ca să o salveze și ca să fie proprietatea primărie. Primar atunci era Zamfir Iorguș. În 98, guvernul a cedat pădurea pentru că primăria a promis că va face din ea un parc municipal. Ați făcut parcul? Da, nu că să facem, că ca să putem să construim un parc municipal. L-ați făcut? Din păcate, eu am făcut în 2000, ne-a intrat la 2000 și până în 2008, cât am fost eu primar, nu s-a reușit. S-a reușit însă trecerea 300 de hectare de pădure din domeniul public în domeniul privat al statului. Suprafețe uriașe de terenuri au fost apoi retrocedate sau vândute. Un raport al Curții de Conturi din 2013 spune că pădurea a căzut victima unor afaceri imobiliare veroase. De exemplu, primăria a vândut un teren cu 1,8 milioane de lei, iar un an și jumătate mai târziu același teren era vândut de privați cu 30 de milioane.
E corect ca 98 să spuneți statului român că cereți cele 519 hectare ca să le mențineți în proprietatea publică a statului să faceți parc, iar 2 ani mai târziu să le treceți din public în privat jumătate din ele ca să le vindeți? Nu e ca și cum ați păcălit statul român? Deci, uite, vedeți că nu. Eu vă contrazic. Vă rog. Și dacă am... Deci eu primăria nu tot statul român. Fostul primar recunoaște că a licitat bucăți din pădure. Porțiunea asta lată de aici până la gară, fiind o zonă cu potențial viitor, am spus să o scoatem la licitație. Spune că a licitat terenurile ca să dezvolte stațiunile, dar că în același timp le-a impus cumpărătorilor restricții drastice pentru a proteja natura. Pe zona aceasta, din 5%, din suprafața asta, se poate construiesc. Deci dumneavoastră ziceți că ați licitat cu precizarea expresă express. Ca oricine cumpără un lot de teren să nu poată construi mai mult de 5%. Păi de ce nu s-a construit? Și are alaltă. Ăsta-i Iorguș, mă? Da. Bună ziua, domnul Iorguș. Unii localnici îi reproșează și astăzi când îl văd pe stradă deciziile pe care le-a luat în anii 2000. Păi dumneavoastră, că am vândut cam tot aici. Nu cam vândutor. Nu, cam așa a fost. Da, și ce ați făcut dumneavoastră? Dumneavoastră ați cam terminat. Ce-a terminat? Numai Mangalia. Și ăsta, mai ales Comorova. Zanfir Iorguș este acum consilier local. L-am întrebat cum votează când ajung pe ordinea de zi blocuri înalte. Dumneavoastră cum ați votat la ultimele puduri? Ce? Nu am votat așa ceva. Vă întreb, nu știu. Nu sunt de acord. Trebuie să treacă prin consiliul local, de-aia vă întreb. Păi da. Când vine, vă spun că eu nu susțin așa ceva. Vă abțineți sau votați negativ? Domnule, nu susțin așa ceva. Iată cum a votat în 2021, când primăria a dat undă verde blocurilor turn peste tot în stațiuni. Pentru. Abținere. Domnul Iorgușe, pentru. Domnul Iorgușe, pentru. Vă rog frumos, deci domnul Iorguș, pentru. Abținere. Jurnalistul Andrei Leonte, de la publicația Info Sud-Est, a investigat soarta pădurii Comorova. A fost chiar ca la Constanța. Dacă mi-aduc bine aminte, au fost 3 retrocedări mari care au însumat 100 de hectare. Cele 3 persoane care au primit retrocedările au mers în același timp la același notar și au vândut bucățile către aceleași persoane. Din documentele DNA consultate de Andrei, rezultă că terenurile au fost cumpărate la scurt timp după retrocedări de Zanfir Iorguș, fratele și soția acestuia, de viceprimar, director în primărie sau consilier locali. Procurorii DNA Constanța au calculat un prejudiciu de 60 de milioane de dolari în pădurea Comorova, doar că dosarul a ajuns la ei prea târziu. A stat 5 ani de zile la parchetul din Constanța. Ulterior a fost transmis către DNA București, a mai stat puțin și acolo, a venit la DNA Constanța. Însă, în momentul începerii urmăririi penale, deja faptele erau prescrise și dosarul a fost închis în 2016. Fostul primar recunoaște că a cumpărat 10 de hectare retrocedate pe mandatul său, dar spune că este vorba de terenuri agricole, vii sau livezi, nici de cum de pădure. Susține că tranzacțiile au fost legale și că terenurile nu fac parte din cele 519 hectare ale pădurii Comorova. Nu are treabă cu pădurea Comorova. Înțelegi? La pădurea Comorova nu am niciun metru pătrat de teren și asta. Ne întoarcem în Mangalia. Potrivit legii, și falezele sau taluzurile sunt proprietate publică a statului român și pe ele nu se poate construi. Teoretic ar trebui să fie în administrarea apelor române, însă în multe localități de pe litoral primăriile le-au luat înainte, le-au intabulat, vândut și transformat în curți construcții la cadastru. Suntem în Olimp, unde metrul pătrat, mai ales dacă are ieșire și vedere la mare, a ajuns la prețuri astronomice. Cele două clădiri din spatele meu, Vila Impunătoare și blocul de lângă, au adresa pe strada Falezei. Par a fi construită pe ceea ce pare pentru toată lumea a fi o faleză. Dar nu e faleză. Și repetăm, dacă vreți, discuția pe... Păi e până și pe strada Falezei. Pe strada Falezei, da. Pe un teren care e fix așa talus, și care dă nisip. Care în talus, dacă permite, din punct de vedere geo, din punct de vedere tehnic, să fie dezvoltat ceva acolo, pe un PUZ, plan urbanistic zonal, aprobat acum nu știu câți ani. Mergem și în centrul Mangaliei, unde se ridică alte două clădiri pe faleză. Terenul a fost concesionat cu mult timp în urmă de primărie. Dezvoltatorul s-a apucat să sape și să toarne betoane fără autorizații de construire sau avize de la mediu. Primăria l-a amendat, iar apoi i-a emis autorizație de construire chiar dacă n-avea aviz de la mediu, potrivit vicelui. I-ați fi dat una autorizație de construcție dacă el venea cu aviz negativ de la mediu? Dacă venea cu aviz negativ, sub nicio formă. Okay. Nu aveam cum. Și el s-a apucat fără să aibă niciun fel de aviz de la mediu. Niciun fel de aviz, iar mediul spune faptul că te-ai apucat, nu-ți mai dăm aviz.
Păi și asta... Nu se mai emite aviz de, pentru, de la... Păi și atunci cum puteți să-i dați să-l băgați în legalitate? Este practică urbanistică la nivel de țară. Primarii de pe litoral spun că apele române nu și-au intabulat sau delimitat falezele și din acest motiv ei nu au de unde să știe oficial unde începe și unde se termină o faleză. După vânzări și revânzări, terenurile au ajuns la cumpărători de bună credință ca fiind parcele construibile. Doar că în 2014, cu mult înainte să apară construcțiile, apele române Dobrogea Litoral au comandat și primit un studiu care le-a trasat liniile pe întreg litoralul. L-au ținut însă la sertar și l-au făcut public de-abia în 2022, forțați de o deputată care i-a dat în judecată. Sunt clădiri care nu ar fi fost construite pe litoral dacă ar fi fost publicat și nu neapărat dacă ar fi fost publicat, ci dacă instituțiile statului, dacă primăriile ar fi ținut cont de acel studiu. De exemplu, potrivit studiului, cele două clădiri de pe strada Falezei din Olimp se află în interiorul Falezei. Excavările din dreptul plajei din Liziera Cupini sunt și ele în interiorul falezei, potrivit studiului. La fel și cele două corpuri de beton din fața promenadei din centrul Mangaliei. Acel studiu au recunoscut inclusiv oficialii apelor române că s-a cam făcut din pix, din satelit, nu a venit nimeni în teren să vadă despre ce e vorba. Și la Constanța se dau certificate de urbanism pe terenurile înstrăinate în trecut de primărie care n-au făcut obiectul dosarului retrocedărilor. Dacă acolo privatul care a intrat în posesia, din punctul meu de vedere, nelegal al unui teren situat pe taluz, a cerut, să zicem în 2019, o documentație de urbanism și s-a aprobat prin Consiliul Local un PUZ și există reglementări urbanistice valabile în momentul de față, n-aveam cum să nu eliberăm. I-am cerut un interviu lui Hristu Uzun, șeful apelor române Dobrogea Litoral. Nu am primit un răspuns. Din 2022, la nivelul guvernului, s-a creat o comisie interministerială constituită special pentru a face o ordine în tot acest haos cu plaje, faleze și coridoare de protecție care ar trebui să fie protejate și să fie ale statului român. În ce stadiu a ajuns această comisie? Nu știu. Comisia lucrează, are întâlniri cel puțin lunare. Noi știm în momentul de față, din punct de vedere juridic, ce e o faleză, cu e și ce se poate face pe ea, pe litoralul românesc? Există foarte multe incertitudini vis-a-vis de ceea ce înseamnă această delimitare a falezei. I-am cerut un interviu secretarului de stat de la mediu care coordonează acest comitet. N-am primit un răspuns. La Mangalia, hotărârea de Consiliul Local care a permis blocuri înalte în toate stațiunile, nu doar în anumite zone, a fost atacată în instanță de un ONG, care între timp a și câștigat, dar doar în primă instanță. ADS susține că a făcut demersuri pentru a transmite terenurile din grindul Chituc administrației Deltei, deocamdată fără rezultat. Se lucrează de ani de zile și la o strategie a zonei costiere, care n-a fost încă prezentată public. În tot acest haos care planează de zeci de ani asupra întreg litoralului, rezultatul se vede cu ochiul liber, iar litoralul românesc și milioanele de turiști care îl vizitează încă așteaptă un colac de salvare. Așteptăm mesajele voastre. Edițiile noastre sunt pe știrileprotv.ro la secțiunea România Te Iubesc și pe Voio. Atât pentru astăzi, vă las acum cu știrile ProTV. Toate bune!